în viață, chemarea este o minune, că ești băgat în seamă de Dumnezeu. Iar de a face cele ale chemării este un dar. Dar noi știm că în viață nu poți să-ți alegi părinții și copiii, cum ți-i dă Dumnezeu. Iar de a fi responsabil pentru ei, depinde cât de treaz ești în relația cu divinitatea și cu responsabilitatea ta. Rugăciunile celui Sfânt Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, a cărui Sfânt Dumnezeiască liturghie am săvârșit. Rugăciunile Sfinților Ierarh, Nicolae și Spiridon, cu rugăciunile Sfântului Simucenii Zenovie și Sora sa Zenovia, cu rugăciunile Sfinților Mari Mucenici Gheorghe, Dimitri, Mina și Efrem, cu rugăciunile Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Gorgonia, cu rugăciunile Sfântului Constantin Brâncoveanu, cu cei patru fesei, Constantin Ștefa, Radu, Matei și Anache Sfetnicul, cu rugăciunile Sfinților, a căror moaște se odinesc în mănăstirea noastră, ocrotitorii, salvatorii, vindecătorii și îndrumătorii noștri, cu rugăciunile Sfinților și dreptul Dumnezeu Părinții Achinșiana, cu rugăciunile Sfintei, Muceniței Cristina, a cărei pomiră să vârșim și vrem cu dânsa și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitor. În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată, i-au adus un slăbănos zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: acesta ahulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Că ce este mai lesne? A zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: ridică-te și umblă. Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ să ierte păcate, a zis slăbănogului: ridică-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Ridicându-se, s-a dus la casa lui. Iar mulțimile, văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care dă oamenilor asemenea putere. Preacuvioși părinți, iubiți credincioși și credincioase, duminica a șasea, după întemeierea bisericii, evidențiază în mod deosebit puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos de a ierta păcatele și de a vindeca pe cei bolnavi. El vindecă pe un om paralizat, numit slăbănog, însă înainte de a-l vindeca îi spune: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Iar după aceea, puțin mai târziu, îi spune bolnavului paralizat: ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Iudeii se obișnuiseră deja cu minunile Mântuitorului Iisus Hristos, care vindeca toată boala și toată neputința în popor. Însă unii dintre cărturarii iudeilor erau foarte contrariați în cugetul lor când au auzit că omul Iisus din Nazaret spune celor bolnavi: iertate sunt păcatele tale. Deoarece în credința iudaică numai Dumnezeu poate ierta păcatele oamenilor. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, cunoscând gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Că ce este mai lesne? A zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: ridică-te și umblă. Și apoi adaugă: ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ să ierte păcatele. Iisus se numește pe sine Fiul omului, dar puterea de a ierta păcatele arată că este Dumnezeu. Deci Fiul omului este Fiul lui Dumnezeu cel veșnic, care a făcut om pentru mântuirea oamenilor, a coborât pe pământ ca pe oameni muritori să-i înalțe la cer, la viața
cea veșnică. Evanghelia se încheie cu aceste cuvinte pline de semnificație duhovnicească. Mulțimile, văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care dă oamenilor asemenea putere. În viață, chemarea este o minune, că ești băgat în seamă de Dumnezeu. Iar de a face cele ale chemării este un dar. Dar noi știm că în viață nu poți să-ți alegi părinții și copiii, cum ți-i dă Dumnezeu. Iar de a fi responsabil pentru ei, depinde cât de treaz ești în relația cu divinitatea și cu responsabilitatea ta. Pentru cuvântul Domnului, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu, în cuvânt viața, se făceau osteneri foarte mari. Astăzi, libertatea aceasta de a-L înțelege pe Dumnezeu este compromisă prin închisoarea de a fi lângă un aparat, să te considere ce din jur că ești un aparat care vorbești, că nu ai trup, că nu ai suflet, că nu ai putințe și neputințe, ci lasă să vorbească. Că doar părintele ce are de făcut, asta e slujba lui. Să știți că am și altă treabă. Am treabă să mă rog ca Dumnezeu să-i aleagă pe cei mai buni dintre cei mai buni, când astăzi, când emoțiile sfinte le-au cuprins inima și mintea celor care și-au dat examenul, să fie aleși în demnitatea de a avea grijă de suferință, de a avea grijă de Hristos. Hristos, anonim, El se face frate și El se face cu cel bonlav, bonlav, și cu cel în închisoare, în închisoare, cu cel în neputință, neputincios. De aceea vine și spune că am fost bonlav și m-ați cercetat. Am fost în închisoare și ați venit la mine. Arată aici slujirea pe care trebuie să o dăm și în același timp grija care trebuie să o avem față de cei în suferință. Astăzi s-au ales pentru următorii ani în care să aprofundeze știința despre trup, despre manifestările trupului în relație cu tot ce înconjoară. Nu este slujire mai înaltă decât aceasta. Dacă doi frați au mers la mănăstire, unul a ales, a cerut binecuvântare la stare să meargă în pustie, să roage. Celălalt frate, de aceeași mamă, a ales ascultarea pe care a dat-o Părintele Stareț la bolniță. Să aibă grijă de bolnav. După un timp oarecare, au plecat la Domnul în același zi amândoi frații. Și cel din pustie și cel de la bolniță. Și atunci starețul exclamă: Doamne, mulțumesc ție că m-ai orânduit să fiu părinte acestor doi sfinți.
Te rog, nu ți-am cerut niciodată lucruri nepotrivite. Dar acum îți cer să-mi arăți unde sunt. Și a cerut de la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a arătat. Cel care a fost în pustie și s-a rugat, era în iad. Cel care a stat la bolniță era în mijlocul raiului. S-a împuținat atât de tare Părintele Stareț și a început să plângă, să-i impute lui Dumnezeu, Doamne, dar amândoi au slujiție. Nu tot ceea ce credem noi este și binecuvântat. Și atunci Dumnezeu îi răspunde, cel care a stat în pustie și a făcut voia, s-a trezit când a voit, s-a rugat când a voit, a mâncat când a voit și toate ce a făcut El în numele meu i-a fost o voie fără ascultare. Iar cel de la bolniță, atunci când el vrea să ducă la biserică, îl chema un bolnav. Atunci când vrea să mănânce, îl chema celălalt bolnav. Atunci când vrea să doarmă, îl chema celălalt bolnav. El a fost într-o ascultare de suferință și atunci tu, ca stareț, cum ai putea să fii în fața acestor doi oameni, care unul și-a făcut voia, iar unul a făcut ascultare? Nu este nedrept ca să-i punem pe amândoi în același loc? De aceea, și în pustie, dacă ar fi făcut ascultare, și totul cu ascultare, cu siguranță avea aceeași plată din partea lui Dumnezeu. Ne întoarcem la Evanghelia de astăzi, a slăbănogului, vindecat de Dumnezeu, iar cârtitorii și clevetitorii de pe margine îi imputau lui Dumnezeu, dar nu prin vociferare, ci prin ascundere în inima și mintea lor. Puterea însă de a ierta păcatele este o putere de vindecare și de mântuire. Domnul Iisus Hristos a dăruit ucenicilor să-i mai întâi puterea de a vindeca orice boală și orice neputință. Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor cele necurate ca să le scoate să tămăduiască orice boală și orice neputință, ne arată Matei în capitolul 10, versetul 1. Iar mai târziu ne-a dăruit și puterea de a ierta păcatele care îmbolnăvesc sufletul omului, zicând, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer. Și oricâte veți deslega pe pământ, vor fi deslegate și în cer. Căror veți ierta păcatele, vor fi iertate și căror veți ține ținute, vor fi. Deci puterea dumnezeiască de a ierta păcatele a fost dăruită de Iisus Hristos ucenicilor săi, iar prin ei bisericii sale. Astfel, în biserică primim iertarea păcatelor prin Sfânta Taina în spovedanie și Sfânta Taina în împărtășanie, iar vindecarea de boli se dăruiește mai ales prin Sfânta Taina a Sfântului Maslu și a ungerii bolnavilor un de lemn sfințit. Toate cele 7 rugăciuni care împodobesc și care se gestionează ritualul tainei Sfântului Maslu sunt rugăciuni de iertarea păcatelor. Boala trupului cheamă pe om să caute vindecarea sufletului. Sfânta Evanghelie ne mai arată însă și faptul că Domnul Iisus Hristos cunoaște nu numai boala omului paralizat,
ci și pocăința tainică a acestuia pentru păcatele sale. Oamenii păcătuiesc foarte des, dar nu se pocăiesc de păcate foarte des, sau nu se pocăiesc de bunăvoie, de inițiativă proprie. Însă Dumnezeu, în iubirea Lui milostivă și vindecătoare de suflet, cheamă pe oameni la pocăință și îndreptare și prin faptul că îngăduie ca pentru o vreme oamenii să fie lipsiți de libertate, de sănătate, de bunuri materiale, de onoruri sociale, de prezența celor dragi sau de alte bucurii obișnuite. De aceea, uneori trecem prin necazuri, prin boli, prin încercări, care tainic ne îndeamnă sau ne cheamă să ne pocăim și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, prin rugăciune și fapte bune, deoarece El este izvorul vieții, al vindecării de boli, al eliberării de necazuri și al mântuirii de păcate și de moarte. Cuvântul mântuire, în limba greacă sotiria și limba latină salus, înseamnă sănătoșire, salvare sau eliberare dintr-o situație grea. Deci Domnul Iisus Hristos este mântuitorul înțelesul de salvator sau izbăvitor, vindecător al oamenilor din stare de păcat, de boală și de moarte, prin unirea lor cu Dumnezeu cel Sfânt și veșnic viu. De aceea, în Sfânta și Marea Vineri, cântăm după slujba anumită Prohodul Domnului, în procesiunea cu Sfântul Epitaf, mergi la cer și te așează lângă Tatăl Creator, Tu, cel lași în lume pace, Iisuse Salvator. Iisus nu i-ar fi spus bolnavului paralizat, îndrăsnește fiule, iertate sunt păcatele tale. Dacă nu ar fi cunoscut că suferința cauzată de boală a trezit în acest bolnav pocăința, iar pocăința i-a întărit credința lui, că numai Iisus îl poate vindeca. Domnul Iisus Hristos numește pe cineva fiu sau fiică, numai când persoana umană respectivă are credință în puterea lui dumnezeiască, vindecătoare. Așadar, Domnul Iisus Hristos, unicul duhovnic și doctor desăvârșit, cunoscător nu numai al bolii trupului și al bolii sufletului, nu numai al păcatului omului, ci și al pocăinței lui, iartă pe slăbănogul care vine la el credință și îl consideră fiul duhovnicesc, arătându-i astfel iubirea părintească milostivă a lui Dumnezeu. Totuși, Iisus nu spune nimănui care sunt păcatele slăbănogului pe care El le iartă și păstrează tainic sau în secret felul păcatelor săvârșite de cel iertat. Iisus nu spune ce fel de păcate a săvârșit omul paralizat, ci îi spune doar atât: îndrăsnește fiule, iertate sunt păcatele tale. Iisus Hristos, duhovnicul și doctorul, nu divulgă sau nu descoperă altora păcatele săvârșite de omul bolnav, pentru că El nu umilește pe cel ce singur se smerește și se pocăiește. Îl păstrează secretul păcatelor celui suferit, pentru că acesta a venit la El în stare de smerenie, pocăință și speranță de vindecare. Astfel, Domnul Iisus Hristos nu diminuează demnitatea persoanei umane întristate de suferința bolii și de lacrimile pocăinței, ci o salvează și o înalță, o eliberează de povară sau robia păcatului, de durerea umilitoare a bolii. În cazul bolnavului din Capernaum, boala sa trupească văzută, adică paralizia lui fizică, era semnul unei boli sufletești nevăzute, și anume o slăbire a sufletului din cauza păcatului, o legătură nedeslegată a sufletului. Însă, prin pocăința sa personală, tainică, tăcută, știută numai de Hristos Dumnezeu, de El însuși, omul paralizat dorea mult să poată schimba starea sa de boală sufletească și trupească în stare de sănătate, venind cu speranță la Iisus, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce a vindecat o mulțime de bolnavi. Iar Domnul Iisus Hristos, după ce mai întâi iartă păcatele slăbănogului, îi spune acestuia: ridică-te, ia spatul și mergi la casa ta.
Înțelesul adânc al acestor cuvinte simple ale lui Iisus ar fi următorul. După ce mai întâi te-am vindecat sufletește, acum te vindec și trupește. Iisus Hristos, Dumnezeu, omul, ți-a iertat păcatele, vindecându-ți astăzi sufletul și te-a înălțat la demnitate de fiu duhovnicesc al său. După har, era apoi ți-a vindecat și trupul dăruindu-ți de libertatea de mișcare și puterea de comunicare și conlucrare cu cei apropiați sau cu cei ai casei tale. Din Evanghelia de astăzi vedem că Domnul Iisus Hristos știe dacă folosim încercările, necazurile sau bolile ca pe un prilej de pocăință și apropiere de Dumnezeu, ori, din potriva acestea, devin pentru noi prilej de cârtire și răzvătire față de Dumnezeu. Bolnavul paralizat din Capernaum s-a smerit pe sine prin suferință, s-a pocăit de păcate și a devenit un om credincios care pentru vindecare nu numai conta pe nimeni și nimic, decât pe mila lui Dumnezeu. Probabil că el încercase la mulți doctori să se vindece de boala trupului, dar nu a reușit. De ce? Deoarece avea nevoie mai întâi de vindecarea sufletului. De aceea, în grea suferință, unită cu multă speranță, bolnavul paralizat așteaptă ca Dumnezeul să-l vindece, iar Iisus, duhovnicul și doctorul, așteaptă tainic pe cel bolnav să vină la el. Milostiv și discret, Iisus Mântuitorul iartă, vindecă și ridică pe păcătosul bolnav și schimbă viața lui, dăruindu-i sănătate și bucurie, trezind totodată în oameni din jur minunarea și slăvirea adusă lui Dumnezeu, prezent și lucrător în Iisus, în care Matei ne arată în capitolul 9, versetul 8. Evanghelia de astăzi mai evidențiază încă un sens duhovnicesc foarte folositor pentru viața credincioșilor din biserică, și anume credința puternică a celor care ajută pe cel bolnav. Evanghelia spune că Iisus, văzând credința lor, a zis stăpânului: îndrăsnește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Evanghelia nu spune Iisus văzând credința lui, ci văzând credința lor. Desigur, avea și bolnavul credință. De aceea Iisus l-a numit fiu. Dar Evanghelia ne arată că Iisus a văzut mai întâi credința puternică a celor care l-au adus pe acel bolnav la el. Din acest motiv i-a zis celui bolnav: îndrăsnește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Iar puțin mai târziu i-a zis: ridică-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Așadar, înțelege că Domnul Iisus Hristos prețuiește mult credința celor care ajută pe cel bolnav, fiind credință unită cu iubirea milostivă, cu multă smerenie. Prin urmare, învățăm că Dumnezeu prețuiește mult credința celor din familia bolnavului, credința prietenilor lui, credința celor care îl ajută pe cel neputincios, credința tuturor celor milostivi și solidari cu cei aflați în suferință. La credința milostivă și smerită a acestora răspunde Dumnezeu cu iubirea sa milostivă și vindecătoare, dătătoare de iertare și sănătate, de viață și bucurie. Într-un înțeles duhovnicesc, cei ce au ajutat pe cel bolnav să vină la Iisus reprezintă biserica, adică pe toți slujitorii și credincioșii bisericii care ajută pe cei bolnavi. Văzând credința bisericii sale, Hristos Dumnezeu dăruiește vindecare sau alinare multor bolnavi care nu se mai pot ruga pentru ei înșiși sau nu mai pot veni singuri la biserică, ci sunt aduși de alții sau zac în pat acasă ori în spital. De aceea, la slujbele bisericii sunt pomeniți zilnic cei bolnavi, iar aproape toate spitalele din România se află capele sau paraclise pentru ca să roage aici preotul de caritate împreună cu cei bolnavi și cu cei care vin să-i viziteze pe cei bolnavi. Evanghelia de astăzi și rugăciunea bisericii pentru cei bolnavi, inspirată de această Evanghelie, ne arată că avem nevoie nu doar de credința și rugăciunea noastră proprie, ci și de credința și rugăciunea altora pentru noi. De aceea trebuie să nu facem
să ne facem cât mai mulți prieteni rugători pentru noi, să aducem pomenice la biserică și mănăstiri pentru ca preoții care slujesc aici să roage pentru sănătatea și mântuirea noastră, dar mai ales pentru cei bolnavi. De asemenea, trebuie să învățăm pe copii și pe tineri să roage pentru sănătatea și mântuirea părinților, fraților, profesorilor și colegilor lor, pentru bolnavi și săraci, pentru orfani și bătrâni, pentru toți oamenii neajutorați. Numai când învățăm să ne rugăm și să lucrăm nu doar pentru noi înșine, pentru sănătate și mântuirea altora, putem spune că avem o cultură sănătoasă al sufletului creștin. Când vedem că un om bolnav suferă mult, trebuie să ne gândim că și noi am putea fi cândva într-o situație asemănătoare. Prin urmare, trebuie să arătăm iubire creștină celor suferinți, să-i ajutăm, nu să-i judecăm. În fața suferinței altora, să ne întărim în credință și să sporim în iubire milostivă, rugându-ne cu smerenie și speranță pentru vindecarea lor. De fapt, din iubire milostivă izvorâtă din credință ferbinte, s-au înființat primele instituții de caritate sau filantropice creștine. Astfel, biserica a înființat primele bolnițe, mai ales în mănăstiri, primele spitale și primele farmacii, a construit primele case de ajutorare a orfanilor, bătrânilor, bolnavilor, săracilor și pelerinilor. Toate acestea sunt rodiri ale Evangheliei iubirii lui Hristos pentru oameni în lucrarea socială a bisericii și apoi a popoarelor sau a satelor creștine. În acest sens, asistența socială a statelor europene, chiar și a celor secularizate, este de origine creștină. Pe când cei care caută doar să-și mărească averea lor, casele lor, conturile lor, nu se bucură de ele. Întrucât că bogat poți să fii când ai mintea trează și curată, când ai prioritare pe Dumnezeu, când ai prioritar îndatorirea aceea din Sfânta Scriptură, când spune să ai grijă de ei case, dacă îți mai rămâne timp, să faci și altceva. Pentru tine, pentru cei din jur, pentru necunoscuți. Dumnezeu cel milostiv îngăduie uneori încercări între care și bolile, ca noi să fim mai milostivi, mai ajutători, mai solidari și mai sensibili la suferința altora. Când dăm o mână de ajutor celor bolnavi, sărași și singuri, devenim și noi milostivi și viitori de oameni ca Hristos Domnul. Asemănare și întruchipare de plină a lui Dumnezeu. Când lucrează în noi Duhul lui Hristos, devenim mâinile iubirii lui Hristos, care prin noi și prin alți oameni îi ajută pe cei suferinți, pe cei neajutorați. În această duminică a vindecării slăbănocului din Capernaum, ne gândim și la mulțimea medicilor competenți și conștiincioși, milostivi și generoși față de pacienții lor, la mulțimea asistenților și asistentelor medicale, la întreg personalul care în spitale și în centre de tratament ajută pe cei bolnavi cu neștiința medicală, cu bunătatea lor sufletească, pentru a alina suferința și a cultiva speranța și bucuria celor bolnavi. Tuturor acestora să le arătăm multă prețuire, să rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze împreună cu toți preoții duhovnici care aduc pe cei bolnavi la Hristos pentru vindecarea sufletească și trupească. Mulțumim tuturor celor care se implică, cei care slujesc, cei care se dăruiesc, celor care se roagă pentru toată lumea și unii pentru alții, pe bucuria Bisericii și a Sfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt, Dumnezeu Fiul, să ne miluiască, să ne ajute, să ne sfințească, să ne vindece de toată suferința și slăbiciunea. Amin. Milostivul Dumnezeu miluiască pe voi. Amin. Domnul Iisus Hristos împlinească toate cele voastre cele bune. Amin. Domnul cel tu puteți viască în necaza, vistea și răutate. Amin. Domnul să vă învețe pe voi. Amin. Domnul să vă înțelepțească. Amin. Domnul să vă ajute vouă. Amin.
Domnul să vă mântuiască. Amin. Folosească această rugăciune duhovnicească. Amin. Domnul suprinde tot sufletul și trupului vostru. Amin. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, dragilor de cății, miluiască, binecuvinteze în toate vieții voastre, ca aceluia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. La mulți ani.